Luni, 8 ianuarie 2018, a fost prima zi de lucru pentru funcționarii Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța în program normal cu publicul. Aceștia au făcut față cu greu numărului mare de cetățeni care au ales în continuare această metodă de plată, plata la ghișeu. Chiar dacă există și posibilitatea achitării online a taxelor și impozitelor locale, cetățenii preferă ca și în vechile timpuri plata la ghișeele instituției. Noi am dezvoltat foarte mult serviciile online, acesta este și viitorul, respectiv pe platforma instituției se pot face nu numai plăți, ci și celelalte operațiuni fiscale, depunere de declarații, eliberare certificate fiscale, verificări fișe de înmatriculare. Contribuabilii au posibilitatea să renunțe la cozile de la ghișeele agențiilor fiscale. În continuare, procentul cel mai mare este varianta clasică, a precizat Gabriela Ganea, director adjunct SPIT. SPIT Constanța recomandă contribuabililor care nu au efectuat modificări fiscale să aleagă una dintre modalitățile de plată alternative fără a se mai deplasa la sediile instituției.